Bine ați venit, dragii mei, care aveți poate soarele, luna sau ascendentul în zodia fecioară sau vă interesează o astfel de persoană din această zodie. Etalarea pe care vă propun în această filmare se referă la schimbările ce pot interveni în viața doamnelor și domnilor din fecioară până la sfârșitul anului. Și vom lua planul personal cu un pachet de tarot, planul profesional, de asemenea planul financiar și planul sănătății și a sufletului, pentru ca dumneavoastră să vedeți care ar fi predispozițiile. Vă invit să fiți atenți, practic să vă gândiți și la ce anume ați vrea să schimbați, ce schimbări ați vrea să apară. De asemenea, să fiți intuitivi pentru a înțelege mesajele pe care cărțile vi le transmit prin intermediul meu. Aprind o lumânare, dragii mei, cum procedez de obicei, pentru sănătatea voastră și a celor dragi, fie ca tot ceea ce vă propuneți să-și găsească o rezolvare și lucrurile să se schimbe într-un mod plăcut pentru dumneavoastră sau să rămână la fel de plăcute cum sunt acum. Dacă sunteți gata, eu am să încep cu planul personal relațional și vom întreba cărțile de tarot ce schimbări pot interveni, dragii mei, în perioada aceasta, de la jumătatea lui august până la sfârșitul anului. Bineînțeles, schimbările pot interveni chiar în câteva zile sau în câteva luni, nu trebuie neapărat să fie până în decembrie, dar eu am pus această perioadă mai lungă pentru ca și dumneavoastră să primiți informațiile. Ia să vedem, dragii mei. Așa. Ia să vedem care sunt răspunsurile. Vorbim despre un 7 de monede, în primul rând, apoi despre un turn, da, și hai să vedem a treia carte, regele de spade. Dragi doamne și dragi domni din zodia fecioară, iată că voi se pare că veți interacționa cu persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, cu persoanele din Berbeci sau cu doamnele ori domnii din Balanță, Gemeni sau Vărsător. Și din câte văd eu ca schimbări, s-ar putea ca dumneavoastră, fiind semn de pământ, da, să fiți cei care în prietenii, în relații, să oferiți foarte mult, să fiți foarte sufletiști și să o faceți cu o consecvență și cu o perseverență de invidiat. Dar s-ar putea, la un moment dat, să fiți nemulțumiți, că nu primiți cam în aceeași măsură în care oferiți și s-ar putea să deschideți această discuție, da, discuție care poate să degenereze într-o anumită ceartă și de asemenea poate să ducă da, chiar spre anumite separări, poate despărțiri sau, Doamne ferește, chiar încheierea ale unor relații oficiale. Însă, totodată, eu văd, pe de altă parte, și faptul că pot fi anumite probleme financiare care oarecum să vă surprindă sau deja le cunoașteți și izbânda voastră să fie faptul că vă căutați o altă sursă de venit care să aducă în familia dumneavoastră mai multe finanțe, da? Pentru că ceea ce văd aici, dragii mei, se vorbește și despre o binefacere sau o binecuvântare mascată cu acest turn. Voi o să aveți posibilitatea să refaceți ceva. Persoana care este în relație cu voi să fie atenționată de voi, de faptul că nu oferă pe cât primește și această persoană să-și dorească să echilibreze, această persoană să încerce să refacă relația cu voi, să se poarte așa cum vreți voi.
Dar văd că poate să apară acest berbec în viața voastră și pur și simplu vă rescrie, da, mai ales pentru cei care nu sunt în relații, da, vine Val Vârtej, un berbec în viața voastră, dragi fecioare, dar văd de asemenea și persoanele din semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu care veți ajunge, da, veți ajunge chiar la primărie. Ori voi s-ar putea să aveți o discuție mai aprinsă, pur și simplu dacă v-ați separat, să reîncepeți să vă reconstruiți relația, să vă împăcați și să ajungeți chiar să vă oficializați relația, pentru că acest rege de spate, să știți, poate reprezenta primăria, poate reprezenta căsătoria pentru o parte dintre voi, în sensul în care persoana dragă își dă seama de eforturile voastre consecvente în a avea o relație de cuplu fericită și da, să simtă această dorință de a oficializa. Dacă, de exemplu, discuția aceea pe care la un moment dat clarificatoare va ajunge chiar să vă separe, într-adevăr, văd că sunt și cazuri din acestea în care se petrec, dar veți merge la o instituție de stat, nu știu, poate să fie legată de un împrumut pentru o casă în care să locuiți împreună sau poate să fie, din păcate, chiar un divorț pentru o parte dintre voi. Contează foarte mult și cum vă așternești, așa e o vorbă, cum vă așterneți, așa dormiți. E o viață activă, viața personală, relațională este activă în care voi refaceți relații, au loc împăcări, au loc de asemenea atenționări, discuții clarificatoare, să vă păstrați asertivitatea și vă văd ușor mai reci spre sfârșitul anului. Nu vă mai văd atât de pasionali, vă văd mai raționali, vă văd mai implementați pe cariera voastră, pe drumul acesta, cum să vă spun, ancorat într-o rațiune și mai puțin pe sentimente. Da? În orice caz, sunt cuceritori aici, da, un bărbat din geme balanță vărsător, văd și un berbec, și cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, dacă sunteți doamne, care să vină spre voi și da, să încerce să facă lucrurile să meargă bine. Dacă sunteți domni, păreți ușor mai glaciari, să spun, spre sfârșit de an și mai vulcanici, da, sunteți ușor, cum să vă spun, mai impulsivi, așa vă văd, că parcă voi simțiți că dați mai mult în relație și parcă atenționați persoanele dragi asupra eforturilor. Hai să vedem în continuare la serviciu pentru dragile doamne și dragii domni din Zodia Fecioară. Planul acesta profesional, ce anume schimbări aduce? Vorbim despre asul de spade. Așa, apoi vorbim despre un 8 de monede și, dragii mei, avem și o regină de pâte. Da, este interesant această colaborare profesională, acest început. În primul rând vorbim de un început foarte bun, de o victorie, de o soluție pe care o găsiți la nivelul serviciului, afacerilor voastre. Interacțiuni foarte bune, dragi fecioare, cu gemeni balanță vărsător. Acest 8 de monede mi-arată că voi veți fi foarte mulțumiți profesional, veți fi prosperi, mulțumiți. 8-ul de monede arată că sunteți recompensați pentru munca voastră, pentru efortul depus, iar această regină de monede, de bâte, iertați-mă, poate să fie, da, să reprezinte o colaborare bună cu zonele, cu semnele de foc, berbec, leu, săgetător, iar 8-ul de monede aduce, iar de asemenea aduce colaborări frumoase cu persoane din Taur, Fecioară, Capricorn. Din ceea ce văd aici, doamnele din Zodia Fecioară vor fi, mai ales spre sfârșitul anului,
extrem, extrem de atractive, extrem de implicate în ceea ce au de făcut la serviciu. Oamenii vor ține cont de ceea ce spuneți, veți fi destul de sufletiste. Domnii din Zodia Fecioară pot avea o colaboratoare de acest fel care să-i ajute prin pasiunea pentru ceea ce pasiunea pe care o pune persoana asta vă ajută în demersurile voastre, da? Parcă aveți așa un colaborator foarte bun spre sfârșit. Deci sunteți mulțumiți, perioada aceasta este una prosperă. Optul de monede arată că lucrurile merg într-un sens foarte bun și veți găsi acele soluții. Poate chiar veți avea, dragii mei, un început, poate l-ați început de curând. Văd o victorie, o reușită, văd o afacere de succes, care într-adevăr va aduce și partea aceasta materială, care este atât de necesară, dar va aduce și multă stimă din partea celorlalți. Vă schimbă, da, vă schimbă, veți deveni mai spontane, veți deveni mai impulsive, mai sufletiste, da, sau aveți norocul unei astfel de colaborări cu o astfel de doamnă. Sper să vă meargă bine, dragii mei. Hai să vedem și planul financiar, cum este aspectat, ce schimbări pot interveni. În cazul dumneavoastră, dragi doamne și dragi domn din Zodia Fecioară, până la sfârșitul anului. Și văd, iată, un as de spade din nou, apoi văd o regină de monede, dragi fecioare, și mai vedem un șapte de băte. Păi, dragii mei, semne foarte bune. Deci acest as de spade mi-arată, găsiți o soluție financiară, aveți un proiect, o afacere de succes, aveți un profit, o izbândă, cuceriți ceva, da? Și văd aici foarte bine aspectată, vedeți, dacă la profesional ați avut regina de bâte, aici e regina de monede. Văd multă stabilitate pentru doamnele din Zodia Fecioară și colaborări foarte bune pentru domnii din Zodia Fecioară cu aceste persoane din Taur Fecioară Capricorn. Banii vin de la o astfel de doamnă, dar văd și o instituție de stat importantă, compania voastră, nu știu, poate are un nume feminin, sau văd și faptul că voi, dragi doamne din Fecioară, veți avea o carieră de succes, veți avea și mulțumirea financiară, dar vă veți păstra și activitatea în relația voastră, în maternitate, dacă aveți copii, și de asemenea veți avea și timp de a vă păstra, da, și momentul vostru personal. Cu acest șapte de bâte, văd că treceți peste orice fel de dificultăți. Deci schimbările sunt că vă ridicați deasupra unor dificultăți, dacă au existat. Sunt începuturi noi, este vorba de stabilitate, de siguranță. Această schimbare, dacă nu a existat, dar nu a existat ceea ce spun, dar vine spre voi și vă poziționează pe un plan superior. Vă simțiți mult mai bine, mult mai protejați, mai ales din perspectivă financiară. Haideți să vedem pe planurile sufletesc și al sănătății pentru dragile doamne și dragii domni din Fecioară. Ce anume vor cărțile să menționeze, cum anume, ce schimbări intervin. Și văd un 8 de spade, apoi văd de asemenea un 6 de băte, și a treia carte, optul de bâte. Foarte frumos, sunteți bine aspectați și pe planul sănătății și al sufletului. Văd ușoare îngrijorări, da, de care cred că veți scăpa. Acest opt de spade îmi spune că voi vă faceți griji la nivelul acesta legat ori de sănătate, ori de un plan emoțional, vă simțiți ușor blocați sau trădați, dar lucrurile nu să dureze prea mult. Poate chiar aveți niște conflicte, dragi fecioare, cu gemeni balanțe vărsători. Însă, indiferent ce probleme de sănătate ar fi, văd aici șasele de bâte care anunță, cred, relații foarte frumoase cu berbecii săgetătorii și optul de bâte.
lucrurile se precipită, fie vine această vindecare, fie că voi vă veți simți din nou puși pe un plan superior, vă veți simți valorizați, că vă crește valoarea. Văd că veți primi multe vești bune destul de rapid sau din clipa în care vă decideți spre anumite acțiuni, vin răspunsurile, rezultatele mai repede decât vă așteptați. Dar parcă intrați așa în acțiune, dar mai ales că voi, dragi fecioare, începând cu 23 august, sunteți sărbătorite, vă doresc la mulți ani cu sănătate, soarele intră la voi în semn și cred că se va simți acest lucru. Veți crește în intensitatea trăirilor, în acțiunile pe care le faceți, în prieteniile pe care le aveți, dar văd că vă veți situa pe un plan superior și că din clipa în care voi aveți mai multă încredere în sine și lucrurile se precipită și lucrurile bune încep să apară în viața voastră. Pentru că pur și simplu veți lăsa la o parte toate persoanele care v-au tratat într-un mod toxic sau nu au fost fair play față de dumneavoastră, nu au fost corecte și probabil că veți pune limite și în felul acesta vă veți lăsa înconjurați de persoane care să vă merite, dragii mei. Eu vă îmbrățișez cu mare drag, sper că v-au ajutat aceste informații, vă aștept și la alte etalări. Dacă v-a plăcut, m-aș bucura să oferiți un like, de asemenea puteți apăsa și pe clopoțel și pe butonul de abonare și astfel să primiți răspunsuri ori de câte ori, da, practic voi veți fi notificați când apar noi filmări. Să aveți grijă de voi și eu vă îmbrățișez cu mare drag. Să vă meargă bine. La revedere!